Gigi ofertă în direct la Fanatic pentru Neluțu Varga. A zis că îl vrea știu, pe Urligea. Știu, știu. Îi dă un milion jumate. Și coadă 20%. Și coadă 20%. Știu. Am aflat repede. Dar tu, de la tine am aflat. Să nu crezi că am aflat din altă parte. Așa. Nu cred că îl dă Neluțu. Dar Gigi, eu nu știu cine îi bagă în cap, băi, fratele meu. Băi, Gigi are două vârfuri de atac bune, să joace cu amândouă și îi bate pe toată lumea. Cu cine? Popa? Și Miculescu. Uh-huh. Dar să joace cu ei, cu amândoi. Uh-huh. Și să nu-l mai schimbe, mă, pe Ștefănescu așa repede, mă, frate. Doamne, doamne, doamne. Dar mă rog, face ce vrea, că sunt banii lui. Băi, frate, cine... Dar crezi că îl dă Neluțu? Nu. Pe Urligea? Nu. Pă? Nu. Dacă îi dublează? 3 milioane nu-i dă Gigi, dar 2 îi dă. Și la 2 plus 20%? Atunci mai stai și te gândești. Nu? Da, bani. Sigur că da. A? Sigur. Adică tu l-ai da dacă ai fi Varga la 2 milioane plus 20%? 2 milioane și 20% l-aș da. Da? Chiar dacă e rivalul tău? Și ce dacă? Păi ți-a titlul, Bârlige, ați dă 15 goluri, ți-a luat titlul. Ia zi, Brăjea. E greu. Ia zi, dacă... E greu, Gigi, să ia titlul. E greu, eu ți-o spun. N-are, eu l-am văzut... De-abia i-a bătut și pe UTA. Au ratat și penalti. Băi, fii atent. Hai mă, neamitică, că UTA zici că până e așa zărerii, știi cum arată? Zici că e un circ ambulant UTA. Da, să știi că nu e echipă rea. Nu e, dar zici că e un circ. Nu știi care joacă, unde joacă, pe ce posturi joacă, cine cu cine. Zici că e un circ ambulant, ce naibii. Până e așează. Până, că știi că dresorul Rednic o să-i așeze încetul. Foarte bun antrenor. Nu, excepțional, dar acum zici că e un circ ambulant, ce naibii. Du-te, nici o secundă n-a avut FCSB emoții. Să știi de la mine că în prima repriză a fost haos și la Steaua. Da, da. Dar au căzut ăia fizic, mijlocul terenului și are, de la Puriu, jumate din, din ei n-au mai putut alerga. Și prea mulți jucători noi nu pot să-i asambleze așa repede, prea mulți. Da, da, da. Înțelegi. Băi, știi cine m-a impresionat? Cine? Fundașul stâng de la FCSB. De la, FCSB. Panțiru. Panțiru. Yes. Foarte bun fotbalist. Serios? Foarte bun. A. Foarte. Adică bun. Se poate face peste Radunovici? Eu zic că da. Uh-huh. Eu zic că da. Pentru că are capacitate de efort mai mare decât Radunovici. Uh-huh. Ăla e mai tehnic. Lovește bine mingea cu stângaci, o covrigă așa când centrează. Dar ăsta are o capacitate de efort. Vezi, băi, fratele meu, a fost atât timp accidentat. Și tot are capacitate de efort. Vezi dacă te ajută plămânii? No. Da, da, da. Bine, Becali are un lot. El să nu mai caute jucători, bă, să închege ce are aici. Bă. Da, dar uite, vezi, zici că și tu l-ai dat dacă pe 2 milioane și 20% pe Bârlige la Gigi. L-ai dat pe banii ăștia. Da, cum drag să nu dau. A, nu? Un fotbalist care l-ai adus cu 300 de mii, îl dai cu 2 milioane plus 20%. 300 de mii, cred că nici atâta n-a dat. Da, ce voi. Înțelegi, știi.